Ia uite, truck shop, n-ai să crezi. Mamă, să mai ștergem un pic ăsta, bă, băiatule, că nu se mai vede pe ecran nimic. Opa, ce-a căzut? Mamă, s-a dezlipit ceva. Gata, mai că e mai bine așa. Este de evitat să mergi în spatele camioanelor tot timpul. Mai ales pe timp de iarnă ar trebui să ai o distanță cât mai mare față de ei. De ce spun asta? Pentru că există posibilitatea să nu fie decifrat camionul și deasupra lui să fie gheață. Și dacă îți vine o gheață din aia, e cam bai. Hai, repede aici. Ai loc? Ai loc. Fii atent, ăsta vrea să facă ceva din buștene aici. Da, a zis, bă, la primavera. La primavera. Vreau să intru un pic până la Kaufland aici. Ia uite. Bă, serios? Cu mătura? Se mătură șinele iarna? Hai, nu. Hă? Băi, explică-mi, te rog frumos, dacă ești în domeniu și dacă știi ce făceau oamenii acolo cu măturile. Măturau șina? E ceva în față, mă, că ăsta tot de flash-uri. Mai sunt și ei, că n-au ce face. Trebuie să mai fie. La Vatra Dorne aici. Aha. La Vatra lui Dorna. Oricum, frumos oraș. Păcat că sunt foarte multe clădiri din astea dezafectate, vă frate, în toată țara. No, ce-ați făcut? Ați mers repejor? E, nu-i nimica. Se întâmplă. No, mare atenție, nene. Distanță, da? Nu în spate la camion, atenție la trecerile de pietoni, mai ales pe orașe pe aici. Mai sunt oameni care merg pe margină pentru că, virgulă, trotuarul nu este curățat. Un picuț de atenție, mai ales pe vremea asta, minus 5 grade afară. Tot timpul am vrut să mă urc în vagonul ăla, dar cred că e încuiat. Dar odată și odată tot mă urc în el. Am eu așa o chestie, ce vrei. Trux, hai să facem cu semnal de stânga să știe oamenii ăștia că o să mă deplasez spre Kaufland. Ușor aici, vine ceva? Nu vine, te-ai băgat, m-am băgat. Hop. Uncle Vasile, interzis cu camionul. Și putea să-mi iau o butelie de la ăștia de aici, dar nu mai stau să mai... Ce vreau, piața au aici. Ana, uite acolo, este pârtia. Sau ce-o fi acolo? Ce fain se vede. Cred că e pârtia, că uite, sunt și telescaune din alea. Aici trebuie să intru. Da. Parcare și recepție marfă. Mă duc să livrez niște marfă atunci. No, mergem și noi, domn Vasile. Ai, de capul nostru. Uite și eu iasc cu alte ustensile. O, doamnă, trebuie să mă așteptați un pic. Mulțumim pentru înțelegere. Numai să nu fie coadă și aici, că de obicei este foarte aglomerat. O, nu cred că stau, mă. Unul ăla a cumpărat, ăsta abia a dat comandă. Mai sunt 1, 2, 3, 5 oameni în față. Nu. O, și ieși cu copil femeia aia. Nu, mai dai pace. Hai să facem aici o întorsătură. Ușor. Așa. Dăm un pic înapoi. Nu stau pentru că e aglomerat și îmi consumă mult timp. Imediat, baby. Imediat. Stai să ies de aici. Kauflanderos. Mai este Lidl-ul. Aș putea duce până la Lidl.
Dar nu mă mai duc la niciun Lidl, dă-i pace. A, la meniu zile era aici, mă. Dar câte? 12. Dar păi nu știu dacă o mai fi deschis sau nu. Dar zic eu că se merită. Nu, aș încerca acolo la meniu zilei. Cedează trecerea. Dacă ai cui, uite că ai cui. Asta era ăla care l-a oprit miliția. Amabilitate, bunăvoință, interes. N-ai să crezi ce și-a pus ăsta. Pe aici după ăsta cu tractorașul. Este zăpadă la Vatra Dornei, este 18 ianuarie. It's my happy day. Și dacă vrei să vii, este zăpadă, sunt minus 5 grade și mai rezistă probabil. Oh, unde te duci, Vasile, că vine ăla din față? Dar pe unde, unde-i graba? Nu înțeleg unde-i graba. Păi dacă ăsta e cu tractorul și el trebuie să meargă pe undeva, nu? O avea ceva treabă pe aici, o fi de la primărie. Oi, oi, oi. N-am mai luat de mult meniul zile de aici. Trebuie să văd unde îmi fac parkingul mai întâi de toate. Acolo m-aș fi pus și eu, vre. Asta nu se mai poate ieși de aici. Dar unde să mă pun, mă, frate, aici? Dar aici obturez și trotuar și tot, frate. Mamă, ce mașină, ești sănătos la cap. O vezi, mă, asta de aici? Ioi. No, o să las un pic așa. Fundul în afară. Și hai să vedem dacă e treabă la meniu de la zile. Zile și nopți înflorite cu castraveți. Zile și nopți. Unde sunt mai... Asta e aici. Hai să vedem. O mai fi și nu mai fi. Vatra Dornei. Deci a trebuit mască și pe stradă, mă? Nu știu. Am parcat ca un elefant. Dar mi-e foame. Pizzerie. Nu mai fi, mă? Ha? Pe aici, pe undeva. Pe aici, mă, trebuie să fie. Asta nu se deschide? Sun? Sărun, la meniu zilei mai aveți? Da. Îmi dați doar supă, vă rog frumos. Ciorbă de aripioare, da, 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 da. O ciorbă, da? Da. Oh, super. Ciorbă de aripioare. Salvamont. Mercedes. Casa di David. Tău că e și casa de cultură aici. Bună! Oh, oh. Oh. Blue efficiency. Hai să crezi.
Zăpadă, zăpadă. Ce stau? Primăria Vatra Dornei. Abonament de parcare lunar pentru persoanele fizice. 26 de lei. Nume, prenume, Suceava. Deci costă 26 de lei și poți să parchezi o lună de zile. Interesant. Oare oriunde sau atât e locul de parcare? Cât trebuie să vă dau? Cât trebuie să vă dau? 11 lei. 10? Și aia în frunte. Poftim? Și aia în frunte. O cameră. Mă filmat să zâmbesc? Da, păi e mâncare bună aici la dumneavoastră. Să rămână, mulțumesc. La revedere. Mamă, tu... Ce vorbești, bă, că lumea e în mișcare, e în schimbare. Ce dracu-i cu ăla, mă? Ce dracu' ai, mă, în frunte, nebunule? Păi arată-ne ce ui. Da, mă, e mâncarea foarte bună aici la oamenii ăștia. Stai că mi-am luat niște suc și o să fie rece. L-am lăsat aici. Vreau să-l bag în cămară. Bag aici. Pe după ăsta. Vezi că e foarte important când ai chestii pe aici prin mașină să... Uite, să... Încet. Să nu-ți fugă pe aici, pe la picioare, știi? Close. Ăsta aici. Ăsta aici. Da, să mă, că am ieșit mai bine așa cu o ciorbă. E undeva până pe la... Nu știu, câteodată am fost, era 12 și nu mai aveau. Cum ai 12:40. Hai să o punem aici așa. Uite și cu pită din aia făcută. Fii atent. Ciorbă de aripioare. Uite, cu pituța din asta făcută de ei, știi? Oricum, sper convins că e super delicioasă. Chiar îți recomand să-ți iei de aici mâncare dacă ești în tranzit. Mai să și ieșim de aici. Că mai vine ceva camion. Asta e de la Olimpia. Ăla nu mă lasă, ai problemă că mai e unul care nu mă lasă. A, nu-i problemă, stăm aici până diseară. Și cumva am ieșit de aici, dar păi nu, fac ăștia manevre aici. Ciorbă, Vasile, gata, e acolo, ioi! Hop! Și încetus cu treabă bună. Că mai vine și biciclistul ăsta, merge ușor că și el cred că și-a luat ceva ciorbă. No, mergem acum? Mergem. Bun. O să mă opresc un pic mai încolo și o să mănânc. Îmi place să fie liniște când mănânc. Și cu siguranță o să găsesc ceva loc. Mai încolo, uite și Lidl-ul, trebuie să trecem apa pe aici. Oh,